Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. În această seară am deosebită plăcere de a avea în studio un vechi prieten de-al meu, care nu este pentru prima dată când îl vedeți în fața ecranului, a fost și la altă televiziune în cadrul aceleași emisiuni și am dezbătut subiecte, spunem noi, interesante și spun bună seara și bine a venit în studio colegului și prietenului meu, Köble Ladislau. Sper că, iarăși, în fiecare emisiune, repet, sper că am pronunțat bine Köble. Da. Așa, bună seara. Bună seara, bine v-am regăsit. Prietenii și noi suntem prieteni și așa cum am familiarizat, ne spunem în cadrul emisiunii ca și în viața de zi cu zi. De ce am ales să vină? Pentru că nu doar că este și un avocat și un bun profesionist și cadru didactic, dar este și unul din consilierii județeni ai județului nostru și sigur că în această ipostază, vrând nevrândă, trebuie să aibă tangență cu administrația publică locală, pentru că avocat, în primul rând, trebuie să știi bine legea acolo, ce se întâmplă și să gestionezi bine activitatea Consiliului Județean în speța de față. Așa că să începem cu administrația publică locală. Cam care sunt atribuțiile, începem cu Consiliul Județean, cam care e sistemul de lucru în aparatul de stat? Te-ai familiarizat cu această nouă postură, să zic? Da, un pic, sunt vreo 5 întrebări, dar o să încerc să răspund la fiecare dintre ele într-o anumită ordine. Sigur, nu-i ușor lucru să lucrezi în Consiliul Județean în calitate de ales, în condițiile în care faci parte dintr-o comisie, iar mai apoi trebuie să te manifesti în toate coordonatele sau toate proiectele care îți sunt prezentate. Avem totuși șansa de a avea o echipă foarte bună de profesioniști în județul Alba. Am rămas foarte plăcut surprins de echipa de funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Alba, care de regulă lunar informează din timp în timp cu suficient material bibliografic fiecare proiect de hotărâre. De asemenea, avem șansa să lucrăm în comisii, eu fac parte din comisia juridică, să lucrăm în comisii într-un mod elaborat, structurat, de regulă între profesioniști, dezbaterile sunt de regulă constructive. Și, în general, cred că primele două chestiuni de nuanță, cum ar fi dacă ne-am aclimatizat cei care suntem pentru prima dată aleși locali sau dacă facem față la nivel de ales județean, putem spune de două ori da. Adică da, ne-am aclimatizat și da, am fost primiți într-o echipă foarte bună, iar iată lucrurile din punctul ăsta de vedere sunt armonios așezate. Următoarea chestiune era legat de faptul că avocat fiind sau profesionist al materiei dreptului fiind, faci parte dintr-o structură a administrației publice în care trebuie să te manifesti plenar, concret, privitor la proiectele de hotărâre care îți sunt prezentate. Ei, aici lucrurile stau ușor diferit. De ce? Pentru că nu mai ai acea parte apărătorului, adică să aperi doar o parte, ci trebuie să vezi în ansamblu interesul județului, al stării, de fapt, dintr-un punct, unitatea administrativă teritorială, mă refer la punct, comună, oraș, municipiu, și pe care într-un timp scurt trebuie să-l gestionezi. Da? Aș face vorbire pe foarte, foarte scurt la chestiunea transporturilor publice. Asta e o chestiune mult dezbătută și a căror chestiuni și propuneri au fost avizate și mai apoi cu o majoritate votate. Am văzut opinia unui coleg, a unui grup de colegi din cadrul Consiliului Județean, consilieri județeni, care s-au opus acestui proiect. Este dreptul fiecăruia de a te opune, de a avea o opinie pro, contra sau chiar să te abții, dar este tot așa ca un corolar al primei propuneri. Dacă te-ai opus la o propunere, ar fi fost corect să vii cu o contrapropunere. Corect. Adică nu este bine așa pentru că și oricare ar fi însemnat acel pentru că, iar acel pentru că, de fapt, ar trebui să fie răspunsul. Adică pentru că, în opinia mea, corect, este așa. Corect. Acea pentru că, în opinia mea, nu există. Au clamat acei, fără să fac niciun fel de vorbire, nici a intelectului celui care clamează această opoziție și fără să fac vorbire asupra pregătirii lui sau modului de exprimare, v-am să spun că aș fi vrut să văd acea chestiune în oglindă. De ce te opui? Care e poziția ta? A grupului tău?
a partidului din care faci parte, că în fond chestiunea partinică este a populației. Aici nu mai reprezinți. Aici am vrut să politica a încetat. Odată aici intrat pe această ușă, nu mai e culoare politică. Culoarea ta politică este interesul cetățean. Așa trebuie. Asta trebuie înțeles de către toți. Ma că practica demonstrează contrariul. Din nefericire așa este, că toate interesele meschine, nuanțate în diferite culori, care reprezintă interesul partinic, partidul care l-a promovat sau care i-a promovat, creează acea chestiune bizar, obscură din punctul meu de vedere și care dă naștere la neînțelegeri. Neînțelegerea, dacă nu ar fi trecut acest proiect, ar fi dus la următorul lucru. Diferite zone defavorizate ale județului ar fi rămas fără transport public. Eu nu spun încă o dată că acel contract clamat, judecat, este bun. Spun doar că acum, într-o situație fortuită, tu ales județean, trebuie să iei o decizie. O decizie în favoarea cetățenilor acestui județ, pe care tu ești pus să-i reprezinți. Nu ești pus să-i boicotezi. Dacă tot te opui propunerii mele, este încă o dată dreptul tău, nu-mi o însuși, a mea, nu e a mea, a majorității. Ești obligat, chiar, moral, nu altfel, că nu este altă obligație. Nu e ca trecerea pe pietoni, ai trecut pe lângă, vine agentul, te constată fapta și îți aplică o contravenție. Ești obligat, moral, ca cetățenii să știe. Ia cătă, Xulescu sau grupul din care face parte Xulescu a zis că pentru noi ar fi fost mai bine așa. Și aș fi zis, da, domnule, bravo. Împărtășesc sau nu opinia celui care zice diferit de opinia majorității. Dar a nu avea nicio opinie și a te opune pentru că vii și clamezi niște sentințe și fără să te gândești la cetățeni, nici măcar o secundă, nu faci vorbire de ei. Și ce soluție găsești pentru cetățenii din zona respectivă? Da, dar sentința cetățene de citit, acum de ceva vreme, niște decenii, unii, alții, el mai puțină vreme, am învățat să citim. Ce să vezi, unii chiar am înțeles. N-ai vrea să depășești momentul cititului și să ne și spui care e opinia ta? Tu vrei să ce? Să ce? Păi vreau să circule, dar în felul ăsta. Să depășesc momentul ăsta, pentru că era doar o simplă analogie. Asta a fost un aspect. Un alt aspect ar fi fost modalitatea de prezentare a fiecărui material. Am rămas plăcut surprins de modul democratic de abordare, dar în opinia mea, uneori nesancționat modul nedemocratic de manifestare. Deci dacă democratic poți să-ți manifeste o opinie, nimeni n-a prevăzut în statutul de funcționare a consilierului alesului public județean și care sunt sancțiune dacă acesta deraiază. De ce? Pentru că tocmai s-a gândit de bun simț că nu va deraia nimeni. Adică nu o să pun o întrebare care să din asta perpendiculară sau paralelă cu materia. Păi este un caz de notorietate la consiliu, la ședința consiliului local, când unul din consilieri filma cu telefonul. Aici să mă pronunț ar fi după presă. Deci aici doar ce am citit, recunosc, în care, da, și nimeni n-a putut să prevadă. Păi da, este evident, filmarea într-o ședință publică... Un cod deontologic. Un cod deontologic al funcționarului, mă rog, al funcționarului... Al alesului. Și într-adevăr, dacă e o abatere de la codul ăsta, să fii cumva sancționat. De către cine și cum? Păi aici e problema, că vezi că... De către cine și cum? Sancțiunea cetățeanului prin vot. Într-adevăr, sancțiunea da prin vot, corect. Și atât. Pe de altă parte... Păi bun, stai un pic. Dar există o indemnizație, nu? De ședință. Da. Păi să se retragă din indemnizația aia, proporțional cu, am a zic și eu. Și stabilesc faptul că dacă îl filmez pe primar care persoană publică, mi se aplică? Păi acum să se stabilească ce ai voie și ce n-ai voie în cadrul ședinței. Care exact ce spuneam, nimeni n-a putut să prevadă toate chestiunile. Asta e numai un bun început, vor mai fi și altele. Vor mai fi și cu pixuri puse pe masă care au în capete nu știu ce chestiuni de înregistrare. Da, altele în care te va filma din nu știu ce buton de nu știu unde. Când gătăm cu circul ăsta? Vezi? Nu, la noi nivel nu cred central, că vom termina. Avem un parlament, bine, încă nu avem unde în parlamentul Rusiei sau Ucrainei de se băteau aleșii. Sau încă erat, da. Sau și luau, se descălțau și cu talpa la pantof. Deci e chiar jenant. Încă în alte, da. De aia vreau să zic, în alte țări e mult mai grav. Da, da. Trebuie să începem de undeva și să facem curățenie. Eu cred că alegătorii sunt cei care trebuie să facă asta. Cred că maturizarea clasei de vot din țară
Nu a clasei politice. Maturizarea clasei politice, eu nu cred în așa ceva. Nu mai cred. Am crezut, am fost o bună bucată de vreme în urmă cu mai mulți ani. Eram mai tânăr, mai puțin frumos și evident mai puțin liber, ca mulți tineri frumoși și liberi de acum, și nu mai cred în așa ceva. Nu mai cred din rațiuni corecte. Eu cred totuși că mai devreme sau mai târziu majoritatea cetățenilor din țara asta, cei care merg la vot, se vor maturiza. Și se vor întreba, bună ziua, cine-i Popescu? Sau Xulescu, am zis Popescu, îmi cer scuze. Cine este Xulescu? Păi, candidatul nostru să vrea să fie primar. Bun, până să vrea să devină primar. Ce fac? Ce-a făcut omul ăsta în viața lui? El personal, cam ca un om. De unde mânca? De unde trăia? De unde subzista? Păi, de nicăieri. Sau nu știu, habar n-am. Nu vreau să fac niciun fel de analogie, că sunt foarte multe lucruri de făcut și aș fi după aceea considerat ca fi partizan. La fel se întâmplă și cu consilierii, cu aleșii locali. Locali, județeni, mai departe, parlamentari. Să ce? Eu aș vrea tare, tare mult mi-aș dori la nivelul județului nostru și la nivel național să văd cetățeni care îl întreabă pe parlamentar, bună ziua, vreți să mai aveți un mandat? Pentru mine, Ionescu Ion, sau Popescu XY, din satul Cutare, sărac până acum 4 ani, sărac și de 4 ani încoace, care subzist pentru că cresc 4 porci într-un an și vând 3 și mănânc 1. Ce faci pentru mine? La modul rudimentar, simplu. Tu, parlamentar, care câștigi cât venitul meu pe 30 de ani, câștigi tu în 2 luni. Pentru mine, că îmi cer votul meu, ai nevoie de votul meu să ai tu putere, să schimbi mașina. Nu amanta, mașina. Că n-au, sunt oameni serioși toți. Corect, prezumția. Nu, de asta zic, deci toți în toată țara sunt serioși, fără doar și poate. Doar, așa, concret, aș fi vrut tare mult să fie întrebat. Aș fi vrut să fie întrebat de un muncitor. Nu mai am salariu minim pe economie. Mi-a dat patronul cu 10% mai mult. Ce faci tu pentru mine? Ai putea cumva să scazi vreun impozit? De undeva? Ai putea gândi chestiunea asta? Nu să extrapoli, nu să dezvolți business-ul șefului meu. Nu să mergi la parlament și să spui, vreau loc de muncă. Nu, nu parlamentarul îți dă loc de muncă. El asigură cadrul legislativ pentru un loc de muncă bun. Salariu, vreau un salariu mai decent. Asigură un cadru legislativ pentru o leafă mai decentă. Mi-aș fi dorit să văd lucrurile astea. Din nefericire, nu le vedem. Se apropie sărbătorile de alegeri, că de alegeri sunt foarte multe sărbători, evident, în care foarte, foarte mulți aleși vor fi prezenți. Dacă îi vom întreba concret ce caut acolo, aș fi văzut pe ăștia care erau la, nu știu, sărbătoare câmpenească zilele trecute, între căruțe, cai, bântuiau toți acolo. Și aș fi, mă, ce căutați aici? Ce vă leagă pe voi de sărbătoarea asta? Sunt convins că ar fi privit serios și ar fi mușcat buzele și evident m-ar fi acuzat de partizanat. Ai ceva cu mine? Cu tine? Nu. Cu caracterul tău, da. Am fost moderat până acum, Alozi, dragă, dar iarăși îmi vine în minte acel referendum în care am votat maxim 300. Bine, am discutat cu alții că totuși 300 ar fi fost insuficient, nu s-ar fi regăsit în istoria noastră. Dar eu zic altfel, băi, dacă chiar văd că ne disconsideră referendumul care vorba e voința poporului, hai să instituim altceva. Domnule, uite, parlamentarii care candidează, vii, domnule, cu platforma program, cu puncte. Ce vrei tu să faci? Bun, îmi place a ta, a ta, a ta. Primul punct, care e deadline-ul, termenul limită, până la care zici? 3 luni de zile, de la data... Bun, fii atent de aici. 3 luni de zile, demisia în alb, și nu numai asta. Întâi garantez cu averea ta proprie pentru eventualele pagube aduse pe perioada. Să vedem câți mai rămân. Să vedem câți mai rămân. Și atunci, da. Știi? Da, legile se dau... Ai văzut când s-a votat pensiile? Da. Toată lumea a fost prietene. Nu mai exista putere, opoziție, nu există așa ceva. Trist. Și avem deficit. N-avem să dăm bani de pensii la alții. Eu, sincer, care am un optimism câteodată exagerat, dar eu mă pregătesc de acum, nu mai am încredere că când voi ajunge, dacă voi ajunge la vârsta pensionării, să mai beneficiez de pensie de stat. Pentru că lucrurile văd că involuează sub un anumit aspect, un aspect financiar, economico-financiar. Și de ce? Pentru că, uite, degeaba îl arestez, îl închiz, dar dacă nu recuperezi paguba, ce-ai făcut? Și ținem și tot noi. Acum, privitor la chestiunea asta, cu recuperatul banilor de la arestat și de la tot acolo, lucrurile stau un pic mai, nu neapărat mai complicat, dar un pic mai amestecat. Pentru că până să-l arestezi, până să-l condamni
și să dispui confiscarea averii, au trecut niște ani. Trebuie să recunoaștem la mod onest că valorile imobiliare din 2008-2009 nu mai sunt aceleași cu de acum. Din nefericire, cum spuneai, avem un regres. Regresul regăsim și aici. Una a fost o evaluare făcută în 2007-2008-2009, când valorile imobiliare erau la un trend ascendent, chiar la valori pe care nu le-am fi gândit vreodată. Și alta este acum, când trendul este evident descendent și la o valoare mult mai mică. Valori imobiliare în diferite zone, chiar a capitalei, diminuate drastic. De la, dau un exemplu, 100 de lei la 33 de lei. Foarte mult. Sigur că dacă mâine ai vinde, poate nici la 33 de lei nu vei vinde. Vei vinde poate la 20 de lei. Ori iacătă opinia publică înțelege așa că din 100 de lei de la Ionescu pe care vede, de la Xulescu pe care le vede recuperat, te-a recuperat doar 20 de lei. Ce se întâmplă cu cei 80? Păi trebuie explicat și trebuie văzut lucrul ăsta. Iarăși, cadrul legislativ, parlamentar competenți, onești, serioși, nu știu dacă 300, că o să ajungem cam filmul ăla cu 300, cu Termopile. Dar nu vreau să, sigur, făceam o analogie ușor nefericită pentru ce avem acum în clasa politică parlamentară. În raport cu ce erau la vremea respectivă oamenii. Doar că acolo trebuie înțeles. Nu mai poți la aceleași valențe. Nu vreau să fac vorbire de ce se întâmplă în diferite familii celebre, pentru că orice televiziune ne va ataca, o să zică că am opinii pro sau contra legate de ei. În raport cu acei oameni bogați la care nu li se pot vinde averile la valorile stabilite de către legiuitor. Da, instanța a stabilit că e de recuperat de la Xulescu suma de, nu știu, 10 miliarde de euro. Dau un exemplu, o sumă foarte mare. Da, la valoarea din 2007, 2008, chiar 2009, alea erau valorile. Din 2016 nu-l vei vinde nici cu 3. În cel mai fericit caz. Nu mai trebuie să ne întrebăm, bun, și cele 7 cine le-a luat? Nimeni. Scăzut piața. Piața imobiliară nu mai este aceeași. Valoarea nu mai este aceeași. Evident că nu mai poți recupera același prejudiciu. Va fi sancționat sau se vor lua măsuri de coerciție pentru recuperarea celorlalte sume. Da. Nu poți să vinzi un imobil, asta e o chestiune absolut firească, până la urmă, într-o societate care are o economie capitalistă. Prețurile variază, dar dintotdeauna există lucrul ăsta, nu e o noutate. Nu avem o noutate azi, acum, în momentul ăsta, am descoperit noi America, vai, fluctuează prețurile. Ce mari și frumoase erau în 2006, 2007, 2008, ce joase sunt acum. Dar înainte de 2006. Dar înainte de 2000 chiar. Îi aduceam aminte unui prieten care schimbă mașinile din 3 în 4 luni. Nu am înțeles niciodată cum că știu că serviciu sigur nu are. Dar necunoscute scăile persoanelor care obțin mașini multe și performante în județul Alba. Și care îmi spunea, uite, ai văzut tu câte ai avut de atunci? Și am zis 3 mașini. De fiecare dată când le-am predat la leasing, cu un grad relativ avansat de uzură, pentru că umblu destul de mult cu el. Ce, o 3 am avut anul trecut. Anul ăsta am 4. Fabulos. Vezi, trăim într-o societate cu oameni fabuloși. De succes. Trebuie pe coajă, măi, pe opulență. Asta da, mi-e ciudă. Și de aia suntem goi. Cel care am zis, care pune accent pe coajă, nu are miez. E gol pe dinăuntru. Totdeauna spun frumusețea, bogăția, tinerețea, zac în interior. Băi, dar nu știu. Mi-a plăcut întotdeauna și pe vremea lui Ceaușescu. Nu ții minte? Să ai cât mai multe bibelouri în cameră, să ai cât mai multe covoare persiane, să arăți că ai bunăstare. Păi e o prostie, nu știu. Adică să ai un minim de decență corect, lași ceva în urma ta, crezi ce... Bă, dar bucură-te și de viață, bă, și aici e problema la noi, că nu dăm dovadă de altruism. Lasă, bă, de ce să chem eu electricianul ăla să schimbe priza, că și eu mă pricep. Păi de-aia, pentru că și ăla când are nevoie de serviciile tale, apelează la tine. Trist este că acum, într-o altă emisiune, vorbeam de pregătirea multilateral dezvoltată, practicată în școlile ceaușiste. Păi, toți ne pricepeam la toate. Bine, da. Nu toți, eu nu fac vorbi, eu nu recunosc că am două mâini strânși întotdeauna. Dar vorbesc, marea majoritate să pricep la orice. Oprește mașina, ridică-ți capota și dă cu un spray să iasă un pic de fum. Minim 3 opresc lângă tine, obligatoriu prieten și dacă nu sunt, vor deveni într-un timp foarte scurt. Și își vor da păreri pertinente și toți au habar de motorul mașinii tale și evident ți-l și fac sau... Eu nici eu nu cred în așa ceva. Cred că de-aia s-a inventat mecanicul auto bun sau profesionist care să știe ce să-ți facă. O mașină să-ți zice... Bun, dar revenind la administrația sigur. Publică locală, aș vrea să fac un comentariu scurt legat de Consiliul Județean Alba și să răspund și undeva, cred că la 5-lea punct, respectiv aceea că opinia avocatului în raport cu asta. E bine, m-am trezit, sau eu cel puțin sunt într-o situație aproape inedită la fiecare ședință,
La fiecare ședință ascult relativ cam aceiași aleși locali, întrebând lucruri care nu se regăsesc, deci care nu au legătură, foarte multe dintre ele, cu atributul de ales județean. De ce nu? Nu poți să întrebi președintele CJ-ului să-ți dea un răspuns, un exemplu foarte simplu, de ce în satul X, aparținătorul unui UAT, deci pe drum sătesc, aparținătorul unui oraș, circulă mașini care fac praf și deranjează populația. Doamne, ți se blochează centrii gândirii. Te uiți la el și întreabă foarte serios, doct chiar. Doamne, chiar scrâșnește din dinți, era nervos. Să-i răspundă președintele. Evident, nu ai calitate ca apărător, ești tentat să-i răspunzi omului. Să-i răspunzi într-un mod nu la fel de rudimentar, cum era întrebarea lui, dar să-i răspunzi într-un fel cât să simtă. De unde trebuie să citească, să studieze. Nu mai vorbesc de ceilalți care pun în oglindă, deci ne opunem pentru că avem o sentință, dar nu punem nimic în schimb. Hai să distrugem. Nu. Mă mai refer și la o altă categorie. Tot așa întreabă, s-au votat dăunăzi personalul sau structura de personal pe anul 2017 la o instituție de concentrat în subordinea CJ Alba. Argumente, probe, ce aveai un malder întreg de acte în spate să justifici de ce trebuie X număr de muncitori la acea entitate. Justificat, pe proiect, pe bani, de unde sunt banii, sursă, fiecare post, ce înseamnă postul, mai chiar n-aveau fișa postului. Acum chiar să văd fișa postului un electrician de la Teatru de Păpuși, îmi vine minte un exemplu, n-aș vrea să-l văd. Cred că dacă e electrician și spune că trebuie să aibă 4 ani vechime minim și nu știu ce pregătire și competențe, ar fi un inginer președinte de comisie care să-i verifice acele competențe, că avem în structură așa ceva. Doamne, și să ridică ceva și spune, nu, eu mă opun la astfel de proiect, mi se par prea mulți. Aceeași chestiune. Bun, dacă ți se par prea mulți. Zici tu, că vii din administrația publică locală, fost primar vremelnic într-o comună foarte dezvoltată în județul Alba, la ghilimele de rigoare. N-ai vrea să pui un contraargument? De ce te opui? Bun, că te opui, sunt prea mulți. Ce înseamnă mai puțini? Tot, adică ar fi corect dacă primești un argument ăsta laborios, adică un proiect însoțit de un tom de acte în spate, ai avut timp o lună să spui mă opun angajării celor X muncitori de la instituția respectivă pentru că nu ne lipsește pentru că. Adică te opui dreptul tău, am înțeles. Nu te abții că n-ai înțeles, că la abținere așa ar trebui în teorie. Nu am înțeles, sunt în conflict de interes, chiar nu votez. Eu n-am votat, de exemplu, fiind vorba de Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, anumite chestiuni. Nu. Nici n-am fost prezent în primele momente, considerând onest și corect, sunt dascăl acolo, nu pot să fiu să și votez fie pro, fie contra, fie chiar să mă abțin. Și n-aș vrea să am chestiuni legate de conflict de interese. Dar dacă tot mă manifest în cadrul unui proiect și întrebat fiind, că alminte nu neapărat simt nevoia să ies în evidență cu întrebări ușor năroade, să și spun de ce. Adică dacă mă opun, de ce? Dacă sunt de acord, n-am de ce să spun de ce, pentru că înseamnă că achiesez în tot la opinia celui care mi-a făcut acea prezentare. Dar la fiecare ședință, și mă bucur că ședințele sunt deschise, că mass media este interesată, că cetățenii sunt interesați. Chestiune absolut foarte bună din punctul meu de vedere, benefică. De fiecare dată aceeași chestiuni pertinente, concludente, prezentă presa, prezentă televiziunea locală, argumentând la fiecare chestiune de ce, cum și cât. E, aici, sigur, nu au mai scos în evidență aprecierile celor care au făcut acea chestiune de vot împotrivă și care nu au continuat. Mă opun că nimic. Bine, atunci dacă nimic, din nimic, nimic răsare. Așa ar și trebuit. Eu aș fi vrut să avem o chestiune de dezbatere publică numai cu acei oameni, numai că atunci ar fi fost o chestiune transpolitică, ar fi excedat prezența mea aici și ar fi fost în cu totul alt cadru. Acolo aș fi putut să le și argumentez chestiuni de natură eminamente doctrinare, ce înseamnă să fii exponentul teoretic al maselor de oameni, cum spunea antecesorul lor, guru al lor, ca să spun așa în termen mai neauși, sărac și cinstit. Pervertea cuvintele creștine, sărac dar cinstit. Era pe unul de zis, sunt sărac, da, da. Dar am marea ca de a fi cinstit.
le pervertea tovarășilor antecesor, cetățenilor antecesor, spunea sărac și cinstit. Neapărat dacă ești sărac, ești obligatoriu și cinstit. Nu, sunt și mulți săraci necinstiți. Sigur, marea majoritate sunt cinstiți, dar era o maximă bine apreciată, sărac, dar cinstit, foarte importantă nuanța între dar cinstit și cinstit. Corect. În sfârșit, n-au să înțeleagă, bănuiesc niciodată, pentru că știu de unde provin și... Da, există un site unde apar proiectele de hotărâre, nu? Argumentate. Și fiecare cetățean ar putea și poți să spui unde pot fi găsite și să-și aducă site-ul amendamente. La Consiliul Județean Alba este public, oricine poate să-l vadă, oricine se poate opune, poate să ridice corect. O problemă, știe se pot manifesta. Știe cetățeanul, pot interfera, pot să-i aducă argumente, ședințele sunt publice, nimeni nu a fost vreodată reținut. Grup de cetățeni, dacă doresc să vină, sau anumite opinii. O chestiune care cred că pe mulți interesează, pe lângă și transportul, clar. Da, iau un exemplu, mai problemă dacă cu e nevoie, spitalul că... județean, acolo se va finaliza până la urmă absolut toate lucrările și o să avem un spital la rang european, wow. Pentru că eu personal am fost nevoit să sufăr o intervenție chirurgicală și am rămas stupefiat că în bloc operator, cred că acum am înțeles că s-a remediat, era crăpat tavanul și acum făceam și haz de necaz, sper să nu mă pune să vă plătesc și tencuiala. Bine, mersi că zic că nu mă tăiați, mă zic să, că mi-am făcut cu laparoscop pozitiv, acum făceam haz de necaz. Dar nu e normal. Nu e normal și ce s-a întâmplat și atunci cu Exif, mă rog, acum pot să zic că e scandal național cu acele soluții. Exifarma, da. Da. Bine, aici nu știu, apropo de contractele astea, că trebuie să gestionați foarte bine, având vedere, mai sunt colegi de ai noștri avocați care sunt în Consiliul Județean și trebuie aspru citite și cenzurate și aduse amendamente contractelor cu diferiți furnizori. S-a întâmplat până acum să găsești ceva contracte așa puse sub nas, cum zicem noi, contracte de adeziune. Le-ai semnat și... Cele patru luni, nu. De când sunt Consiliul Județean, cele patru luni, deci, nu. N-am văzut așa ceva, n-am întâmpinat. Tot la fel de adevărat, că poate asta se întâmplă undeva în momentul în care stabilești bugetul pe anul următor. Vei deveni Consiliul Județean din vară. Timpul petrecut a fost relativ scurt. Aprecierile au fost eminamente concrete și corecte. Și încă o dată spuneam la începutul emisiunii, o echipă întreagă de funcționari publici, 7-8, o echipă întreagă nu înseamnă 100, înseamnă 7-8, dar care sunt enorm de bine distribuiți. Am cunoscut-o personal pe doamna, pot să-i dau numele, sau doamna Negruțiu, deci funcționa public, dânsa este director executiv în cadrul Consiliului Județean. Am rămas absolut siderat de competență, de implicare, de și întreaga echipă de consilieri pe care dânsa o coordonează. Deci disponibilitatea și dispozițiile pe care echipa de la Consiliul Județean au este fabuloasă. Deci ești informat tot timpul, nici o secundă nu ești lăsat sau niciun timp nu ți este lăsat mort în care să nu fii informat în concret, imediat. Ai vreo întrebare de la moment personal, deși personal cam puțin avem timpul să... Da, prin e-mail de regulă sau telefonic, imediat ești, se pune la dispoziție o întreagă bază de date. Dacă nu cunoști directorul Ixulescu, ești îndrumat imediat prin legătură directă. Sau, adică nu poți intra într-o ședință de Consiliul Județean dacă vrei să nu fii foarte bine informat. Sigur, dacă ești un pic mai indolent, dacă nu ești interesat, poți să faci asta. Poți. Deci noi nu-mi pasă sau nu mă interesează sau las că se ocupă colegii specialiști, avocați, ingineri, economiști, ce-o fi fiecare. Nu. Dacă ești însă corect și vrei să te informezi despre fiecare proiect în parte, disponibilitatea este totală. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știu cum e în alte județe, nu pot pune în oglindă Alba cu, nu știu, Cluj, de exemplu, sau Bihor, sau Hunedoara, sau nu știu. Dar știu precis că aici am rămas, eu n-am văzut nicio tangență, sincer, până acum, Consiliul Județean. Foarte, foarte bine pregătiți. Foarte aplecați, foarte studioși și dacă ceva nu știu, îți pun la dispoziție sau se pregătește și îți pun la dispoziție de îndată. Deci din punctul ăsta de vedere, în cele patru luni, eu sunt, sau aprecierea este la superlativ. Deci, începând de la doamna Negruț și terminând cu, nu știu, ultimul funcționar, am reținut numele și nu cred că e important. Putem să am reținut-o că am avut tangență să o cunosc, mi s-a prezentat de fiecare dată și la toate dezbaterile și pe comisie tot este prezentă. Acum, mai mult nu știu, nu cunosc în mod direct sau habar n-am cunoscut-o profesional, dar am rămas foarte, foarte plăcut de competența sau de profesionismul de care dau dovadă oamenii ăștia. În rest,
numai de bine, deci de aprecieri, sigur, putem să cârcotim dacă vrem, putem să apreciem, nu știu, că nu s-a întâmplat în data aia, sau am auzit acum, până în data X nu mergea netul. Păi s-a inventat faxul, s-a inventat interesul personal, du-te până acolo și informează-te. Acum numai să stai ca brânza pe scaun și să apreciezi că nu-ți merge netul, parcă... Și să mă și clamezi, nu mergea net, bun, și se putea întâmpla să avem o pană de curent de 3 zile în județul Alba. Și ce o să faci? Dar repet, legat nu te informezi. De spitalul județean, da. Sunt fonduri să se fie, finalizeze? Eu am înțeles că da, s-au luat măsuri din punctul ăsta de vedere. Câte vreme s-a discutat la ședința trecută de organigramă, asta înseamnă că pusă în discuție organigrama este pusă în discuție în baza unei previziuni bugetare. Previziunea bugetară nu poate să prevadă numai că avem nevoie de, știu eu, personal medical, auxiliar, dau un exemplu, 10, și să nu facem și o structură investițională. De fiecare dată, tangența anterioară era cu această structură, venise foarte bine argumentată. Iarăși nu cunosc managerul sau cei la Spitalul Județean, tangențele mele, și mă bucur că au fost minimale, au fost și sunt minimale și doresc să rămână în felul ăsta. Eu am fost și client, de-aia am zis. De asta am întrebat. Evident, da. Eu n-am mai călcat prin Spitalul Județean de ani buni, cred că, nu știu, am rămas stupefiat, nu se poate, domnule, în secolul ăsta să... Bun. Eu am înțeles că s-au făcut pași serioși. Au fost încadrat personal medical de specialitate, s-au adus aparate de specialitate, s-au făcut investiții în câteva secții. Să renovezi acum la secția de chirurgie, când am fost eu, într-adevăr, arăta decent. Decent. Baie în cam, decent. Te zic. Dar important e să nu se estompeze. Adică faci jumate și pazești, nu mai avem bani. Nu, nu, nu cred. Nu, nu, asta nu, vreau nu să cred. Știu. Nu, băi, nu, finalizat. Nu. Doi. Acum, vrând nevrând, dragi telespectatori, atingem și sfera economică. Chiar dacă e emisiune talk show juridic, da? Vezi că în viața asta interferează politicul cu juridicul, cu economicul. Și cu socialul, fără doar și socialul, clar, că totul de acolo pleacă. Am rămas iarăși neplăcut surprins că sunt localități, reședințe de comune, gen Ponor sau la Rămesc, unde n-au asfalt. Nu zic de satele arondate, ci comuna în sine nu are asfalt. Și, are. Și atunci, dacă n-ai asfalt, mijloacele de transport iarăși lipsesc sau foarte greu. Nu știu acum dacă, de exemplu, eu am dat exemplu că am făcut toată o excursie de la Rămeț, am trecut dincolo la Sălcioa și pe la Ponor. Și am zis, domne, chiar și acum, tot așa ca în vremea comunismului și acum 100 de ani. Și... Deci, efectiv, oameni care... De aici trebuie să... Toată lumea zice, domne, dacă ai infrastructură, ai turism și ai și alte surse de autofinanțare. Spun... Eu sunt aiudean și de la Aiud la Rămeț și Ponor, cel puțin de 3-4 ori pe an merg din multe motive ce țin de reculegere personală, de aprecierea zonei și prieteniile care le am cu diferite persoane de acolo. Nu pot să nu fiu mâhnit să nu merg fie pe varianta Teiușului spre Rămeț, fie pe varianta de la Aiud Sloboda încolo. Era o cabană celebră în tinerețea mea, se numea Sloboda, de la Ardelenescu Neaoș Slobod. Slobod la gură. Da. Asta neapărat și... la gură, la orice. Ai Slobod, adică ai, da, voie. Da, liber, da. Nu mai există acea cabană frumoasă, am înțeles că vor să o refacă. Vreau să spun, să mă rezum la infrastructură, aproape de cabană se termină asfaltul sau pseudo-asfaltul care îl avea. De acolo și până la Rămeț, nu e neapărat o aventură, dar e un început de aventură. E de la Rămeț la Ponor este o aventură. Deși zona este fabuloasă. Este o zonă cu care, nu turism, om de-a locului să mergi zilnic și te încarci de energie pozitivă. Aici am vrut să ajung, vezi? Sigur, toate la nu știu ce va face Consiliul Județean și dacă se alocă fonduri. Dar noi acum abordăm, acum am ajuns la sfera juridică. Dacă se întâmplă ceva accidente din cauza unor alunecări de teren care ar fi putut fi prevenite dacă se montau anumiți parapet sau alte chestiuni, nu se poate atrage după aia și răspunderea administratorului drumului respectiv, pentru că e în gestiunea lui. Dacă tot ai atins sfera juridică și mă întreb să răspund ca un avocat sau ca un ales județean. Că sunt două feluri aici de răspunsuri. Aici ești prins între rațiune și simțire. Eu am vrut să, aici am vrut să vedem ce predomină
În cadrul aparatului de lucru. Păi, predomină părerea legi. Mea... Până la urmă, trebuie să respectăm legea. Eu cred că predomină simțirea și aprecierea pentru om. Da, poate fi atrasă răspunderea, trebuie atrasă răspunderea în mod corect a celui care a greșit și care nu l-a măsurat. Să tragi atenția, băi, trebuie să lucrurile să canalizăm în partea niște bani în plus, pentru că ce s-ar putea întâmpla? Din punct de vedere chemați juridic, în primul rând primarii și aleșii local discutat cu ei în parte, să vedem cum găsim o anumită formulă de investiție. Și cred că lucrul ăsta în timp, și timpul ar trebui să fie foarte scurt, pentru că timpul nu mai are răbdare cu nimeni. Nu mai are răbdare nici cu autostrada, nici cu șoselele, nici cu drumurile. Sunt atâtea accidente și atâtea victime din cauza drumurilor. Zona este, din nefericire, ușor defrișată, nu foarte defrișată, dar s-au tăiat și acolo destul de mult. Că are o prostie, e încă o chestiune. Eu am avut accident, mă rog, client care, al cărei soție a fost victima unui accident mortal, din păcate, a decedat, din cauza drumurilor, au fost frezate și știi cum, frezez și asfaltez peste o săptămână. Și ce de netolerat, domnule, mergi secvențial, rapid, ai frez și te-ai tentat să eviți și până la urmă nu se mai uită, dacă e și obosit, nu se mai uită că intră pe contrasens. El numai să evite gropile să nu strice mașina. Și produce un accident. Aici este o altă chestiune legată de bani. Cel care, asfaltatorul, nu știu despre ce e vorba da, și cum, domne, dar s-au întâmplat situații când în lipsa banilor au fost plătiți și oamenii ăștia în etape. Prima etapă, frezezi din punctul A în punctul B 10 km, din punctul A în punctul B asfaltezi din perioada D în perioada D, pentru că așa sunt banii. Da, omul respecta contractul, să-l dai în judecat. Păi bun, nu-i bine. Uite, apropo de rațiune și simțire, partea de simțire e că-ți pierzi cineva drag, poate și ție sau oricui, mie sau oricui, și partea de rațiune că omul respecta contractul. Și pe cine tragi la răspundere? Tocmai de asta. Aleșii, eu zic că aleșii. Aleșii naționali. Păi, cei care ar trebui să dea o lege în sensul ăsta, să spună, oameni buni, în momentul în care dați drumul la un contract, trebuie să ai sursa, adică să ai banii. Dacă ai banii, abia atunci stabilești și nu așa că un kilometru și asfaltezi după. Nu. Ai frezat 100 de metri. Rapid asfalt, ai venit, covor. Ai turnat. Încă 100 și chiar dacă un kilometru ai de făcut, nu e o problemă. Îl faci în 3 zile, dar îl faci pe bucăți, cu paletă, cu și totuși nu moare nimeni, vede toată lumea, ești atent, cunoști și ai o infrastructură bună. Eu nu cred că vom trăi să vedem asta. Personal nu cred. Trebuie inițiat, că de-aia am zis. Măi, asta e menirea noastră a avocaților. Să deschidem ochii la... De asta n-am răspuns cu rațiune, că aș fi dat un alt răspuns. Am înțeles. Păi, bazat pe probe, pe... Da. Trebuie odată să, expertize, să pe multe. Rupem, să ieșim din acest perpetuum mobile, din rău în mai rău și continuăm, pentru că așa o dat legea ăla să mergem și noi în continuare. Dom'le, hai să o rupem de undeva și să începem să așezăm lucrurile pe făgașul normal. Pentru eu că cred că tot la aleși ajungem. Nu știu încă o dată cifri, niciodată nu m-am manifestat la acel referendum pro sau contra, fiind prins cu un proiect foarte, foarte serios și generos, referitor, lucram la vremea respectivă la teza mea doctorală, dar nu cunosc care a fost rațiunea acelui referendum și nu mă depășește momentul. De ce 300? De ce? Nu habar, n-am, nu știu cât sunt acum de toți. 400, 588. Habar n-am de ce trebuia redus la jumate, cum, cât, care au fost. Poate au fost bune, poate rele. Eu știu însă un lucru, ca om care aplică legea. Dom'le, avem lege în sensul ăsta, era promulgat, eram obligat să... Aș fi vrut să vedem în timpul X, s-a votat... Să fie aplicat. Demografic, cât erau la Revoluție, în primul guvern, primul parlament, să zic, democratic, care era populația și care acum, hai să facem... Avem divergențe cu care a fost primul parlament democratic. Cel din 90 sau cel din 92. Că iar ajungem la antecesorul colegului din nuanța respectivă de partid, care era cu sărac și cinstit și nu sărac, dar cinstit. Că gândit-o acolo, acolo cred că ori zi poate să nu gândească. Mă rog, ajung la o chestiune partinică și nu vreau. Vreau să mai ating un punct și cu asta, pentru că termenul e legat tot de administrație, tot de drumuri și tot de investiții. Mi-aș fi dorit tare, tare mult la ședință de Consiliu Județean, măcar o dată la, nu știu, la 3 luni, poate, sau 4, nu știu, trimestrial, lunar, anual, bianual, habar n-am, cumva într-un fel, să văd aleși locali primari. De ce primari? Care vor ceva, să-și expună ceva, să facă ceva, despre orice. Nu cunosc situația din, nu știu, un exemplu, orașul Câmpeni sau, nu știu, Baia de Aries sau din Blas sau din Aiudo, știu că locuiesc noi, din Ogna Mureș, nu mai locuiesc acolo, sau din Sebeș. Aș fi vrut să-l văd, să zic, domnule, aș vrea să facem cu tare lucru, într-un parteneriat, pentru că,
și cu argumente. Exact așa cum vin de regulă proiectele noastre. Nu vedem lucrul ăsta. Aș fi vrut să văd parlamentari, adică aleșii noștri parlamentari, sigur, toți foarte competenți, foarte binevoitori. Bine, unii nu mai sunt, că partidul din care au fost aleși, din nefericire, liderul lor după Grati. Au plecat omul. Deci pe zona Iudogna Mureș nu mai avem parlamentar, se termină cu el. Sau era ei pe undeva, noi nu știm unde, nu l-am mai văzut de vreo 3 ani, în viu nu l-am mai văzut. Pe internet am citit undeva cum vreo 2 ani de el, după care se însură la un moment dat. Deci, domnule, să dăm ce să dau eu că am făcut în 3 ani de parlamentar, m-am însurat. Bun, dacă m-aș fi făcut copil, m-am liniștit. Că ziceau unul ce, bă, vezi că îngrijirea copilului, bă, nu cred. Parcă e prea mult, adică am înțeles că era al treilea pe listă și eu ieși primul, nu știu, era un algoritm de la, îți blochează centrii gândirii. Da. Dacă te referi la cel parlamentar, bănuiesc că știu la cine te referi, e, acum am înțeles că prin Brașov. Aproape că te simți reprezentat. Aiudean fiind, evident, mă simt reprezentat de omul ăla. Cum, că aș vrea să întreb, cetățene, bună ziua, au trecut 4 ani. Ai luat leafă 4 ani, indemnizații, 4 ani. De ce? Că ce? Măcar minimal, nu vreau să mă informez pe mine. Pe mine m-am liniștit. Dacă ai rămas în îngrijirea copilului, m-am liniștit de tot. N-ai vrea totuși, fă-ți mă o chestie de minim bun simț, cum ai fost în stare să vii în fața acestei cetățeni. Votați-mă. Pentru orice fel de motiv. Se apropie finalul de mandat. Bună ziua! Aș vrea să vă fac o dare de seamă, minimă. Și asta sună toți parlamentarii, din toate zonele. Mi-am finalizat mandatul de senator pe zona X. În cei 4 ani, în linii mari, că nu cere nimeni explicații savante, am făcut următoarele lucruri pentru voi, cetățeni. Parcă m-aș fi simțit bine. Nu contează că e de Alba Iulia, că e de Zlatna Cugir, că e de Aiud Ogna Mureș, că e de Blas Sebeș, de zona Apusenilor. Nu. De oriunde ar fi, doar să-l vezi că îți face cu o minimă decență și bun simț activitatea pe 4 ani în linii mari. Dom'le, anul ăsta am făcut vorba ta. Nu, era prea mult o chestiune de aia contractuală, nu respecti, te du, ba mai și plătești de acasă. Nu, nu se mai scrie nimeni. La revedere, trebuie la parlamentul. Nu 300, n-ai 50. Ai văzut. Deci nu mai ai 50 care atunci să-ți... Atunci vedem care ai cinstit. Eu zic că vedem doar care e onest. E dureros cuvântul cinstit. Eu zic să ne oprim la onest. Da. Că dacă e cinstit, dar sărac e, că... da. Sau sărac nu. E cinstit, dar putre de bogat. Nu știu care merge în Parlament și sărac, dar mă rog. Mergem, apropo, că uite, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul emisiunii. Da. Mai este încă, stai liniștit. Dar am zis și de... Ai tu acolo o carte, să știe telespectatorii ce carte ai și am mai vorbit de amzi de prezumția de nevinovăție, acum să nu-i băgăm pe toți în aceeași joală. Da. Că sunt și oameni, cum și despre noi avocații, să spun lucruri câteodată rele și suntem băgați toți în aceeași oală, cum să zice, trebuie să apelăm la prezumția de nevinovăție. Dar hai să revenim la ce ai tu acolo în față și ai și pregătit. Da, în profesia noastră pe care mulți chemați puțin aleși în a o aprecia sau o deprecia, își manifestă verbal opiniile, noi fiind rezumați de fiecare dată, dar nu le răspunde, că în general, apropo, avem în față câte o carte care generic se numește cod de orice ar fi el. Am o carte pe care... E scrisă de unul dintre cei mai renumiți profesori în materie. Tudorel Butoi se cheamă profesorul, profesor universitar doctor. Academia Alexandru Ioan Cuza București, Mihai Viteazu de Informații București, Universitatea București, Facultatea de Drept, Psiho și așa mai departe. Psihologie judiciară este un curs universitar. E o materie, din punctul meu de vedere, nouă. Nouă și nu prea nouă, dar nouă pentru că are un indice sau un indicator din toate punctele de vedere privitor la orice, de la gândirea, raționamentul și elementele de rațiune a unui magistrat, judecător, mai apoi procuror, rațiuni privitoare la apărător, la avocat, la organul de cercetare și de urmărire penală, poliția, criminalist, judiciarist și așa mai departe, până la partea finală, opinia și elementele, trăsăturile fundamentale ale, să mai înainte vreme, făptuitorului, ale infractorului, într-un cuvânt.
Nu știu, mi-ar trebui, cred că, 10 emisiuni să vorbesc și nu știu dacă domn profesor nu m-ar cenzura de fiecare dată, cum avea obiceiul și cum îl va avea întotdeauna. Și aminte, bine ne mai face câte un profesor cât trește că ne mai cenzurează. Din nefericire, cei la care noi le suntem profesori nu-și doresc să fie cenzurați, ei fiind tineri frumoși și liberi și, evident, foarte competenți. Dar trebuie să vă spun o chestiune legată de cartea asta și de prezumția de nevinovăție. Toți de care am vorbit până acum sunt prezumați a fi nevinovați din toate punctele de vedere. Adică aleșii au fost animați și sunt animați de cele mai frumoase, nobile gânduri, sunt ca niște mimoze neprihănite care au lucrat, evident, numai și numai pentru noi. Noi care suntem aleși local județeni, evident că suntem tot așa de neprihăniți ca dânsii, dar nu chiar atât, pentru că nu avem funcția și demnitatea dânșilor, dar acolo, undeva aproape, toți primarii sunt corecți, onești și toată lumea e prezumată a fi nevinovat până la proba contrară. Dacă însă ne rezumăm la altceva, adică luăm din psihologia judiciară elementul de, și din practică, de prezumare a fi nevinovat până la probă contrară, avem două sincope. Ce înseamnă a fi prezumat nevinovat? Că nu vei fi supus arestului preventiv în situația în care dispune instanța lucrul ăsta? Nu, poți să fii prezumat a fi nevinovat făcând 6 luni de arest. De ce? Pentru că cineva prezumă că dacă tu ești lăsat acasă și vei face nu știu ce, ai împiet actul justiției și trăim o lume, părerea mea, de apărător, bizar. Eu scoate prezumția nevinovăției. De ce să fii prezumat? Eu zic să fii prezumat a fi vinovat. Că e tot una. Deci dacă prezumția nevinovăției funcționează la nivel mental, că nu contează că vei face arest preventiv, adică ești dus de acasă și în condiții mai grele decât detenția. Că în detenție poți munci, că în detenție dacă scrii o carte, ești considerat un ticălos nenorocit care doresc să o înspăimânți pe doamna ministru, oricum s-ar fi numit dânsa, nu doresc să-i dau numele în niciun fel și în niciun chip din alte rațiuni. Și deci dacă scrii o carte, ești un ticălos nenorocit în viață. Evident, eu aș da minim 3 ani de pușcărie celui care scrie o carte. Dar dacă muncești să spargi pietre, semea în alfabet și îți ștergi nasul cu dosul palmei și muncești, evident, trebuie să fii pentru asta, să-ți se reducă din zile de pușcărie, să primești chiar bani și să fii foarte, foarte bine apreciat. De ce? Pentru că ai spart pietre, semea în alfabet și te-ai șters nasul cu dosul palmei. Dar dacă ai scris o carte, ești un ticălos nenorocit, nemernic, care trebuie neapărat să ai 20 de zile de câștig. Nu, ți-am simțit doza de sarcasm. Nu, doar atât să termin cu prezumția nevinovăției, că e importantă. Ești prezumat a fi nevinovat și faci 6 luni în care n-ai dreptul să muncești, să spargi pietre și dosul nasul, dar stai acolo. Și ți se vor deduce din cât. Poate vei fi chiar achitat. Avem cazul domnului Cărbulea. Pot să-l dau că e nominal, e public și definitiv. Oare cine plătește omul ăstuia? Aici e problema. Toate zilele pierdute și suferite când aceeași instanță a constatat definitiv, domnule, nu mai contează acuzații, nu mai contează restul, dacă suntem onești și vrem să respectăm legea, spunem, domnule, cetățeanul X, cazul nostru acum e un caz concret. Păi, da, dar cele 6 luni nu le plătim, că el oricum era prezumat a fi nevinovat. Domnule, l-ați ținut în condiții mai grave decât detenția în arest. Da, dar era preventiv. Avem arestare pe nedrept? Avem răspundere? N-avem un anume tip de răspundere. Avem răspunderea avocatului, avem răspunderea notarului. Răspunderea patrimonială a statului pentru... Dar de ce a statului? Iarăși mai plătesc impozit în plus. Iar mai îmi bage o cotă. Aici e cazul. Nu plătim destul, zic. Păi vezi? Tocmai ziceam de răspunderea, dar am apucat să-mi termin ideea. Răspunderea avocatului, neapărat el trebuie să răspundă toată viața lui și încă o viață în plus. Răspunderea notarului, executorului, a consiliului juridic, am scăpat vreunul. Și nerăspunderea celui care... Toată lumea. Eu am înțeles să avem și prezumțiile noastre, să avem și indiciile noastre temeinice. De ce să avem probe? Probele le putem face după ce ținem un om într-o umilință maximă, 6 luni, prezumat fi nevinovat. Și a zice, parafrazându-l pe domnul profesor Butoi, în nenumărate situații, și neapărat pe dânsul, că totuși nu sunt mandatat de dânsul să-l parafrazez, parafrazând alți profesori de drept, mult mai competenți și mai bine pregătiți ca mine, care spun, de ce prezumția la nevinovăție, care oricum nu funcționează? Să fie prezumția la vinovăție și nolens volens, de ce să-l mai apăr? Să spun, domnule, dar stai puțin în aceleași condiții ca acolo, mai puțin umilința. Deci în afară de în aceleași condiții îl duci acasă, bun, deschid o paranteză la o paranteză.
se întâmpla ca unul din celebrii interlopi din România acasă să aibă vilă, piscină și nu știu ce felul de hidromasaje sau de orice ar fi el. Păi, atunci ține la arest preventiv. Dacă tot ai făcut-o, uite acasă ce bine o duce ăla. Atunci ține pe preventiv, ține la prevenție. Dar nimeni nu a zis mai departe, dom'le, dar au respectat măsurile care sunt dispuse de legiuitor, să nu vorbească, cânte, danseze, doar că acasă omul își permite să se lăfăie până îl condamn sau nu. Că nu toți stăm la fel. Să punem într-o contrabalansare cu unul care săracul furase două cepe și un kilogram de pui, dar erau trei pe timp de noapte și erau la fur calificat și era la a doua faptă că mai avea și doi copii din prima căsnicie. Și asta neapărat trebuie, că nu ți la arest două luni, parcă n-ai trei. Adică de ce să nu fii nevinovat după două luni de arest? Și când în sfârșit iese la arest la domiciliu, stă la etajul 4, etajul 10, două camere cu cinci copii. Păi nu sunt aceleași condițiile. E adevărat, nici fapta nu e aceeași. Niciunodată de măsură, nu ne naștem egal, nu murim egali. Adică toate inadvertențele astea. Atunci, propunerea mea, fiind o astfel de misiune, să fie doar prezumția la vinovăție. Că prezumat a fi vinovat, ai tot timpul și interesul, dovedești, domnule, sunt nevinovat. Cum? Păi să dovedesc. N-am făcut, n-am dres, am fost în momentul ăla și, evident, să închidem și gura opiniei publice foarte competentă. Toți sunt neapărat, nu sunt polivalenți, nu sunt de la liceu agro, toți foarte competenți în toate. Nu, sunt toți studioși la materia dreptului penal în general și special a procedurii penale și zicem, domnule, să facem și un juriu. Că juriu era ca la american cu jurații. Deci tot vrem justiția americană. Toți studenții asta mă întreabă, dom'le, dar noi când o să fie ca la americani? Păi când ne mutăm acolo. Tiparul nostru e diferit. Americanii, de exemplu, se căsătoresc diferit ca noi. Da. Am întrebat fetele, nu ți-ai dorit să te căsătorești? Păi ba da. Păi eu zic că la american cam nasol. Nu pe ca la noi. Nu-i cu nuntă, cu masă, cu dar, cu naș, cu... un pic mai diferit cam ca la noi. E adevărat, o altă viață, o altă... Noi avem tradiție de aproape 2000 de ani. Americani nu știu dacă au 200, în modo grosso. La ei încă e sărbătoarea dovleacului. Noi avem sfinți, avem alte sărbători serioase, sărbători tradiționale. Ei au alea cu dovleacul și cu porumbul, că veneau indieni acum 150 de ani. Ziua recunoștinței, da. Da, se recunoșteau unii pe alții. Noi avem de foarte multă vreme, Crăciun, Paște, adică avem cu totul altceva. Nu vrei să fii tradiționalist? Mută-te într-o țară netradiționalistă. Și acolo... Referitor la ce zici de jurați, sigur că am discutat în cadrul altei emisiuni chiar cu o distinsă doamnă judecător. Am avut în perioada interbelică, am avut. Deci avem în istoria noastră procese cu jurați, sunt și acum anumite state, nu știu dacă e bine sau nu e bine. Asta e o... Aproape că îți doresc să te judece unul care lucrează în trei ture, da, și să vorbești problemă, de o infracțiune economică cu o conotație, cu atentat la siguranță națională. Aproape că eu îmi doresc asta. Iar simt doză de ironie. Pe cuvânt îmi doresc mult, mult, de la mulți oameni competenți cu o cultură, liceu, cu diplomă de bac, luată la seral în perioada de tristă amintire, da, sau în primii 5 ani de după, ăia merită să duce pe toată lumea. Cum cu uns comentatorii de la un ziar din județ, Alba, care uită să pună virgula după verb și își leagă între ele literele. E ceva fabulos. Înțeles că sunt selecționați din elita societății. Unde? Chiar... În America, nu? În America nu, sunt acolo cetățeni serioși. Așa vreau și la noi, cu cetățeanul serios. Am și înțeleg, să definim și seriozitatea. Onest și să am, da, înțeles, da. Sărac și cinstit. Neapărat dacă e sărac și cinstit, cum îți consider, colegii mei, consilieri județeni la care mă refer, m-am liniștit. Aia din pix te condamnă. N-au nicio tresere. Evident, nu pun nimic în loc. Adică radem tot. Adio doctor, adio tot. Acasă toată lumea. Și operator de transport în județul Alba. Acasă toți. Până când? Până facem noi regulamentul. Până noi însemn și tu, colegule. Vezi, când iubitor de cuvânt coleg. Asum și răspuns personal. Pentru ar fi minunat. Faci, atunci, aia ar fi minunat. Vezi? Nu statul, că statul tot noi. Culmea, când e vorba de obligații, noi cetățenii plătim. Da, distinsa noastră, doamnă pe care a invitat-o, ce spunea legat, te-am întrerupt, cu jurații? Ce opinie avea dânsa cu jurații? Că n-ar fi de dorit în sistemul... Achiesez la opinia dânsei. Nu, este... Din rațiuni care țin de părerea personală. Chiar fosta președinta secției penale a Curții de Apel Alba Iulia o... Atunci îmi opresc doza de... Da. Deci... Atunci achiesez la mod onest la opinia dânsei. O cunosc și opiniile dumneavoastră le împărtășesc. Da. Și chiar de-aia vreau să... Asta raporta la numărul scăzut față de alte state de achitări.
Și aveam și un reprezentant al parchetului general. Domnule, înseamnă că, trăgând concluzia, își face procurorul treaba. Adică multe dosare se pot opri și la procuror. Corect. Nu neapărat, dacă într-adevăr, după ce instrumentăm bine și vedem că într-adevăr nu sunt indicii temeinice, tocmai de aceea nu se întâmplă. Chiar alea care ajung în instanță sunt amplu triate de organul de cercetare. Ar trebui să fie în felul ăsta, da. Știi cum, pădure fără uscături nu există. Da. Cum am zis eu, trebuie să avem cât mai mulți profesioniști. Eu am mai zis o chestiune și ca magistrat. Ar trebui să ajungi la cazuri grele după ani grei de experiență. Am de experiență. Pot fi și foarte competenți la vârstă fragedă, nu nec. Am văzut. Sunt magistrați tineri, până în 30 de ani, care dau soluții foarte bine argumentate. Și pot da exemple din Alba Iulia, din Aiud, pot da exemple din Sebeș, din Blaj. Deci nu vreau să... Din Câmpeni, iarăși am avut câteva soluții frumos date acum câțiva ani de magistrați tineri. Eu mă refer la magistrați tineri. Corecte, argumentate, pertinente. Ți era și jenă să faci o cale de atac? Dacă era la odică și explicam clientului, noi nu se face cale de atac. O admitere în parte și argumentată cu toată seriozitatea și cu text de lege este corectă. Vezi? Și așa aș vrea să văd lucrurile, da? Din nefericire nu se întâmplă așa. Fiecare om în parte e sfânt. Eu accept. Bă, contrazice, sigur. Da, cu argumente. Corect? Și pune ceva în loc. Că așa, nu că nu era aici, că era aici. De ce? Așa zic eu. Cu asta vă loviți. După cum ai spus la... Din nefericire, da. Consiliu... Nu-i nimic. Eu sper că lucrurile se vor îndrepta și poți să le atragi atenția colegilor dacă nu vor să voteze. Cum ți-am dat exemplu cu drumul. Deci nu-i normal acum, în secolul ăsta, o comună, deci reședință de comună, să nu aibă asfalt în vârde. Deci oamenii cu ce au greșit? Că s-au născut acolo. Și trăiesc acolo. Și trăiesc acolo. Și trăiesc, sunt mulți. Care răspunderea patrimonială sau penală, răspunderea civilă delictuală, în cazul în care se întâmplă ceva din cauza vinovăției aparatului de stat, administratorului drumului. Și poate atunci vor fi mai sensibili. Aș vrea să pun problema asta și promit că o pun, dacă, și o să rog pe domnul președinte să facă chestiunea asta de inițiator de proiecte, dacă nu grupul din care fac parte o să încercăm să inițiem, să invităm cei doi primari, cel de la Râmeț și cel de la Ponor, de reprezentanți nemijlociți ai oamenilor de acolo. Și să întrebăm, cetățeni, sunteți primari în funcție de 4 luni. Când veți vrea să inițiați un proiect de hotărâre legat de asfaltare, de dezvoltare a infrastructurii? Restul le-am înțeles. Chestiuni care țin de o natură, de o chestiune personală sentimentală, de natură religioasă. Le înțeleg perfect. Dar astea să meargă totuși din punctul A în punctul B, oamenii în siguranță. Când? Când vă gândiți voi vreodată? Și poate vom afla și un răspuns. Lăuți, dragă, din păcate, spațiul de emisie este limitat, ne apropiem de final. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta și sper ca cei direct interesați și factorii de decizie să fi rămas cu ceva de pe urma discuției noastre și lucrurile să evolueze, nu așa cum am constatat în anumite sectoare că involuează. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire, să auzim numai și numai de bine, o seară minunată. La revedere!